România vrea să folosească aproape 1 miliard de euro de la Bruxelles ca să împartă ajutoare românilor cu venituri modeste. Banii vor fi folosiți de la jumătatea acestui an pentru cumpărarea de rechizite și haine în cazul a 300.000 de copii de grădiniță și școală, iar peste 2 milioane de persoane vor lua vouchere pentru alimente. Sunt promise ajutoare și pentru părinții de nou-născuți, câte 2.000 de lei pentru trusou. În plus, studenții cu burse sociale ar urma să primească 1.500 de lei la început de an universitar. De la jumătatea anului, 980 de milioane de euro din fonduri europene vor ajunge sub formă de ajutoare pentru mai multe categorii defavorizate: vârstnici, copii din familii modeste și persoane cu dizabilități. Voucherele pentru preșcolari și elevi, care sunt acum în valoare de 500 de lei, vor crește la 750 de lei, bani pe care părinții vor primi la toamnă, în baza unor liste, folosind date colectate de inspectoratele școlare. Autoritățile promit că începând de anul școlar viitor, părinții nu vor mai fi puși pe drumuri pentru a primi aceste vouchere, care să fie folosite pentru cumpărarea de rechizite și de haine. 300.000 de copii vor beneficia de acești bani europeni, condiția fiind ca părinții să aibă venituri sub 1.275 de lei fiecare. În plus, în școli va fi extins programul de masă caldă, iar cele care nu au echipamente și spații potrivite vor primi finanțare pentru a le procura. Vorbim de folosirea acestor bani efectiv din semestrul 2 al anului 2023. Avem 240 de milioane de euro alocații pentru decontarea programului de mese calde. Fără aceste ajutoare, spun autoritățile, mulți copii, mai ales din mediul rural, ar abandona școala. Asta în condițiile în care 2 din 5 copii sunt în pragul sărăciei, arată datele oficiale. In Romania, we appreciate that there's a very significant population that's vulnerable to trafficking. According to Eurostat data, within the EU, Romania has one of the highest percentages of its population at risk of poverty or social exclusion at more than 34%. În total, mese calde, sub formă de vouchere sau de pachete cu alimente, ar urma să primească 2,4 milioane de români, printre care și vârstnici cu pensii modeste. Valoarea unui pachet ori a voucherului este de 250 de lei. Și părinții de nou-născuți, 60.000 la număr, printre care mame fără venituri ori victime ale violenței domestice, vor beneficia de 2.000 de lei pentru cumpărarea de trusouri. Iar cei 50.000 de studenți care au burse sociale vor primi și ei un voucher de până la 1.500 de lei.